Oriunde te afla, pe 2 noiembrie 2014, ești unul dintre cei 18.296.567 de cetățeni români care au dreptul să meargă la vot, de mai aproape sau de mai departe de țară. Și dacă avem ceva în comun, îți pasă ce se întâmplă cu viitorul României. Știu, ai dreptate, nu e totul chiar atât de simplu. După 25 de ani de deziluzii, am devenit cu toții mai cinici, dezamăgiți, pasivi. Cine ne mai poate reproșa că alegem să stăm acasă? La urma urmei, chiar dacă am votat în trecut, ori nu s-a schimbat nimic, ori am dat din rău în mai rău. Poate că nici anul acesta nu avem pe cine alege. Dar ce contează cu adevărat este să transmitem un mesaj clar celor care ar vrea să ne țină acasă. Știu ei cine sunt, pentru că de 25 de ani își bat joc de viitorul tău și al nostru și nu le crapă obrazul, pentru că tot ce vor este puterea pentru ei și ai lor. Ei bine, e timpul să le reamintim că puterea lor stă în mâinile noastre. Pe 2 și 16 noiembrie avem șansa să arătăm lumii întregi, care ne privește, că ne pasă de viitorul României, că n-am renunțat la lupta pentru dreptate și libertate și democrație, că jertfele din decembrie 1989 n-au fost în zadar, pentru că astăzi putem să votăm liber. Cât timp mai există o speranță, nu avem voie să ne dăm bătuți, iar speranța nu moare niciodată. De fapt, suntem peste 18 milioane de speranțe pentru România. Așa că ne vedem la vot, pentru că cine votează, contează.